saltare, saltare. Abrevet, cum am zis. Sta să-mi pun la eu. Astăzi inaugurăm, o să inaugurăm linia ferată. Ia să-mi văd eu schimb. Nu mi se vede schimb. Ah, uite, asta sunt eu. Dar de ce nu văd cu fața? De ce trebuie să văd din spate? Ah, uite, aici din față. Hey, hello, Fantoma, hello, Adi. Mult succes, Adi. Vezi și tu care e jocul mai bun pe la joacă. Să facem niște mâncărică. Trebuie să culegem și revolta. Hei, Dumi, salut, salut. Deci, soarele pe deasupra, putem să ne plimbăm cu trenul, facem o tură cu trenul sau ocupăm de recoltă și... Ok. Deci, iată, calea mea ferată. Vagonul pe post de tren și ajungem doar până în sat, că până acolo e linia. Ne plimbăm un pic, mergem în sat, ne întoarcem înapoi. Stai să pun linia și dai bice. Ia uite. Bye bye. E cam zgomotoasă, da. Da, e super. Și am ajuns în sat. Aici e gara. Aici e o minuță nouă pe unde am tot scobit. Trebuie să mă duc să fac rost de lemn, să iau materiale. Vreau să mă apuc de o nouă construcție. Mă rog, în gara n-avem ce vedea. O să folosesc ceva cam de la tine, probabil că o să fac și ceva de la mine, dar în mulți stâlpi nu o să pot face, mai ales unde e foarte înalt, nu o să pot face stâlpi. O să las fără stâlpi de susținere pe acolo, din păcate. Așa, ce aș fi vrut eu? Pe aici nu prea mai vreau eu nimica. Trebuie să mă ocup de recolta din partea cealaltă. Așa că luăm din nou trenul și ne întoarcem acasă. Dai! Salut, Denis! Uite, pe aici sunt prietenii noștri, Creeperii și... toți ăia.
O, ce peisaje pe aici. Prima mea căsuță, obiectiv turistic. Actuala mea casă. Frumos! Și am ajuns acasă. Da, să nu mai pierdem timpul. Aici avem o droaie de vaci, ar trebui să mai tai din vacile astea să fac de mâncare. Dar vreau să mă ocup și de grâul ăsta. Vreau să mă duc să mai defrișez niște pădurice. Să fac piatră de aia pe care îmi trebuie pentru stâlpii de la stâlpii de susținere și mai am eu niște idei să construiesc. Am vine noaptea și mă bat la somnic ca să nu mai mă trezesc pe aici atacat de cine știe cine. Și continuăm cu agricultura în continuare. Sămânță. A? Du-te la tine pe live acolo. Și fă-ți promovări și dă-ți și mod. Și tot ce vrei la tine acolo. Așa. Aici am făcut cu... Ce să mai fac eu cu atâta semințe? Pe cuvânt, la câte semințe am pe aici? Mm-hmm.
o deja să le arunc. Ei, eu așa cam așa fac. Le dau bloc. Dacă nu știu să fac o promovare elegantă. A, dacă știa să prezintă frumos și să... Da, nu-i redam. Să zic acolo frumos, mă, sunt cu tărică, fac așa și așa. Dacă doriți să accesați și canalul meu, cu mare bucurie, vă aștept. Dar chestii din asta cu veniți la mine pe live, vă dau promovări, nu știu ce și e. Hai. Out. Îmi vin-o când înveți să te porți și să vorbești, nu stau să-mi pierd timpul cu tine. Salut, Dogix! Așa, cu cartofii cum stăm? Stăm bine și cu cartofii, o droaie de cartofi. A, nu. Opa, am auzit pe unul cu arcul. Cartof copt, ia să-l iau eu pe ăsta. Să fac stâlp, da, uite-l, și la aia m-am gândit să fac așa, ca niște arcade. O să fac niște piatră de-aia. Frumoasă, o... Să fac să arate bine acolo stâlpii. Am văzut la unul pe Twitch aseară. M-am uitat pe Twitch la un german care juca Minecraft. Și a făcut ăla un castel. Ma, ce bine arăta castelul ăla. Mi-ar place și mie așa ceva. Bine arăta. Poți să strângi cu mâna goală? Da, e și asta. Ai dreptate. Cred că trebuie să fac un stoc de mâncare. S-au mulțit vacile, s-au mulțit porcii. Și voi face o cutie numai cu cărnuri de-astea fripte. Gata cu agricultura pe... Nu e gata, m-am și pe acolo. M-am și pe aici, am uitat de astea.
Oh, ia uite ce e aici. Hai de capul meu. Am multe treabă acum. Ha, ha, la acasă. Să țină apăsat. Da, uite că ai dreptate, mai repine așa. Ata, am terminat. Dacă nu am scos la greu. Am urmărit unul. Știu că sunt de desubt, am o peșteră cu prietenași. Și s-ar putea să vină de pe acolo. Că nu-l văd nicăieri, dar e de desubt. Unde ești, mă? Ce ve atâta? Dacă ai curaj, apară. Arată-te. Opa, cred că nu mai am loc. Nu mai am loc. Ai plecat? Salut, salut! Atunci, spor la treaba ta acolo, la tancuri. Tancuri, 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 ce mă fac cu atâta? Hai de capul meu! Da, nu vreau da, să iau... Of, vine noaptea. E sub mine. Păi da. Ia să mai fac un cufăr. Dar nici pe ăsta nu-l pot să-l iau. M-am umplut de... Ia să-l las eu pe aici, asta n-am nevoie de el acum. Scândurile astea n-am nevoie de ele. Mai lăsăm din tot satârele astea. Asta lasă-l. Să las aici. Scara asta iar nu am nevoie de aici.
Așa, să mai punem pe aici. Ce am strâns. Așa. Perfect. Asta aici. Aoleu, dar asta de ce am uitat să-l fac? Șapte. Pune-l aici. O să fie bune pe la construcții. He, acum... Wow. Aci. Punem la loc. Greul. Și asta este. Ups. Am terminat cu grânele și cu agricultura. Acum eu am... Cum era? Control Q și scăpam de el, da. Trebuie să scap de tot grâul ăsta, pentru că am o droaie de... E greu. Lasă-l acolo. Parcă am văzut că am cartofi la mine. Ia uite, am cartofi la mine, băi. He, domnilor, ca trebuie să mai tăiem din voi. Thank you.
Așa, și acum să le... Ce rămași pe aici? La, luați cartofi, luați cartofi. Faceți copii. Creșteți. Înmulțiți-vă. Cam așa se face. Și am făcut roze niște cărniță pe care încercăm să o preparăm. Din păcate trebuie și la... Doamnele va să facem cam aceeași chestie. Ce să facem? Aici au dus pe Angel. Și cred că știu unde. Aici am făcut și aici un pod întunecat. S-a spawnat în pod. Păi Angel, nu? Ok, am luat carne, avem și piele. Avem de toate să facem mâncărică. Și le-am dat și lor niște grâu. Și gata, mă duc acasă, da, am înțeles. Hai să punem niște cărniță la făcut și ne las o mic. Ia să vedem ce avem aici. Dăm-i o etichetă. Dăm scândurile astea de molid și scândurile astea de seja negru. Ia uite, piele acolo. Cărniță așa la mine, o oră trebuie la altă parte, la la. Am 24 de diamante. Super. Așa. Și ce vreau eu? Vreau un cufăr. Pe care o să-l pun aici. Și lângă o să scriem așa, mâncărică. Scripturică. Porc și văcuță. Asta.
Ceea ce o să punem noi, mâncărica. Cripturică, porc și băcuță. Da, trebuie să se facă. Nu am piatră la mine. Pietriș andezit. Na, pietruială. Na, aici s-a sărăcit. Să ce facă. Așa, ce mai am pe aici? Unde e? N-am topor? Am topor. Aș lua asta cu mine. Aș lua asta cu mine, că cine știe. Așa, mă duc în vechea locație, pentru că m-am defrișat pe acolo niște bone, și eu vreau bone, și mă duc să defrișez. Ce se aude, nică? Ce trece vreun avion pe aici, prin Minecraft? Sau și-au făcut și ăștia de pomeniș vreun trenuleț zombălăi? Da, ciudate zone. De ce să mai iau de pe aici aici? Na. Na. Oh, uite că aveam niște găinuță friptă aici, măi. Am uitat de găinuța friptă. O sabie de piatră, granit și nisip, nimica. Pământ, ce avem pe aici? Ușa, blala. Viața mea veche nu s-a mai ocupat nimeni de ea. Cine să se ocupe? De casa bântuită. Cine? Stai acolo. Eu am venit la defrișat pădurea, uite aici. Ce de lemn. Să tot defrișăm.
Hai că dacă tot lăsăm, nu mai am nevoie, hai să punem totuși niște pom la loc pe aici. Să replantăm, că o să mai avem nevoie, nu? De pădure. Mă gândesc. De lemn, adică nu de pădure. Ce tu mai vrei? Da. Așa, acolo prietenii noștri, creeperii, la la la. În curând o să vină și noaptea. Dar mai putem lua un copac ceva. Copacei, copacei, bine că avem de unde să-i luăm. Ale. Da, o să stau aici la noapte. Ciudat zgomot. Parcă zboară ceva pe aici. Sau ce e? Mă rog, în fine. Uite, lumea mea acolo. Căsuța mea nouă. Este drum. Ia să vedem cât lemn avem. Avem ceva lemn. Avem ceva lemn. Bun, aici. Să zicem noi. Mai mergem să mai luăm. Unde ți-e palatul? Palatul va fi și el.
va fi și el un palat. Dacă vrei casa bântuită, uite, casa bântuită. Bine că au mai început să apară pe aici pomii. Ce facem și noi azi pe Minecraft? Uite, adunăm lemn. Adunăm lemn. Asta facem pe Minecraft. Acum, dacă ori crește pe aici ceva pom, ori crește. Nu ne supărăm, nu? Asta este, hai acasă! Hei, bună, Cristina! Am fost în vechea locație ca să iau niște lemne și am mai plantat niște puieți. Când ei avea nevoie de lemn, să vin să iau. Acum am întors acasă. Să mă duc în mine să-mi iau piatră și să o pun la pregătit pentru următoarele proiecte. Acum, Cristina, acum, mergem la trenuleț, îndată. Wow! Aoleu! Ce-a mi-a urât ăla? O fi pe aici? Sau prin casa mea? Sper că nu ești prin casă. În fine. Să-mi iau copanelele. Aici, mâncărică, friptuică, porc și văcuță. Punem mâncarea la cutie. Nu. Lăsăm văcuța să se facă. Ce proiecte? Păi trebuie să fac pod picioarele la linia de cale ferată, că doar e suspendat în aer și trebuie să-i fac niște picioare frumoase. Și acum să merem. Doar, uite, trebuie să dispară ala de pământ de acolo, de la ea. Ala trebuie să dispară și să apară niște arcade frumoase. Până atunci, uite, trenulețul meu, ăsta e trenulețul meu, ne urcăm în el, papa, văcuțe, mă duc în partea cealaltă, că trebuie să ne apucăm de acolo de treabă. Și am plecat! Papa! Hello! Ia uite! Ce frumos se vede peisajul! Uite un creeper! E cam zgomotoasă, dar e ok.
Da, avem și skill. Opa, și am ajuns în sat. Aici avem gărița. Oh. E gara. Mă rog, așa de fațadă, ca să fie ceva, că nu stă nimeni în clădirea asta. Și pe aici urcăm sus. Hello! Și am ajuns acasă! Pa! Oh, oh. Tu ce faci, măi? Te mai rogi mult la peletele ăla? Stai acolo! Stai acolo, nu mai veni! Așa, avem niște așa... Bea ne trebuie... A ieșit bine! Skin-ul. Ce se va? Uite! Ăsta-i zi. Stai un pic să ajung înapoi sus. Deci ăsta-i skin-ul. I-am pus aur ce-am găsit, bă. Așa, ia să vedem dacă îi le scoatem, arată cum arată. Aha. Asta. Așa mai. Wolfie. Ba. Ia uite. Ia uite. Dau de mânuță. Ia uite, ia uite, ia uite. Hai să o pățești. Uleu, să nu-mi dorm casa. Da, cam așa ceva. Cred că trebuie să mă pun la somn, dacă nu mă înșel. Nu s-a făcut încă chiar beznă. Cât e ceasul, ia să vedem. Nu, dăm sabia înapoi. Da. Încă mai e pe... E pe ducă. Așa, ce nu mai îmi trebuie. Cartofi, așa nu știu de ce i-am luat cu mine. Ouăle, asta lasă-le aici. Pietruială, ia să lăsăm aici. Poate și asta. Da, măi. O să vin și eu pe apă nouă, că e single player pentru mine. Așa, și aici avem. Nu așa se face. Nu. Așa. Am nevoie de piatră de asta așa, cubică frumoasă, pentru viitorul proiect. O să arată. Mă, dar tu ce te tot plimbi pe ușile alea? Eu nu mai am făclii, nu mai am făclii. Și nici cărbune, nu mai am. Dă-mi și mie niște cărbune. Dacă ziceți voi să-i punem niște... luminițe la prietenul meu. I-am pus luminițe. A venit noaptea, cred că o să ne punem la somnic. Nu știu, adică nu știu ce e Resident Evil și nu m-am jucat și... nu știu. Um.
Dacă am dormit, s-a făcut ziua, trebuie să ne ducem jos în mină. Mergem jos în mină să luăm materialul. Skin cu lupul cel rău. Nu știu, eu nu mă joc jocuri de groază, mie nu-mi plac jocurile de groază. Așa că nu știu ce să spun. Dacă ți-e plac jocurile de groază, vei și tu. Ce reacție o să aibă la public? Asta îmi trebuie. Asta îmi trebuie. Asta îmi trebuie. Piatră, multă piatră, că o să ducem. Am la piatră de numa. Așa, pe aici am piatră. O droaie de piatră. Bă, nu, mergem sus. Am la piatră să înconjor lumea cu ea și încă mai pot face rost de piatră. Să vedem cu ce o ardem. Vreau să fac ceva acolo undeva în colț aici. Când vin cu trenulețul. Bă, uleu, să nu cad. Asta-i. Uite acolo, mașur, ca oriunde sunt pomii ăștia și aș face ceva. Se vadă frumos din tren. Oriundeva mai pe acolo. Și bineînțeles undeva pe aici, ori pe aici, ori mai încolo, prin Poieniță, aș vrea să fac o cetate. O cetate de-asta mare, cu ziduri de apărare, cu tot felul. Mă rog, ai vrea, mai punem piatră de-asta la făcut aici. Punem șină. Nu, aici punem lemn și piatră. Să se facă. Home sweet home. Oh, ce joc de groază o fi ăla. Așa, să punem cărbune aici, că poate am nevoie. Să lăsăm să se facă. Ia să vedem. Să inspectăm zona. Parcă aș tăia pomii ăștia de aici. Și pe colțul ăsta aș putea face eu ceva. Un turnuleț, dar atâtea turnulețe. Nu știu ce să zic. Ce să fac pe aici. Da, nu mai am topor. Mă duc să-mi fac un topor. Cetate, Nima? Cetate, dar nu pe bucățica asta. Pe bucățica asta nu pot face o cetate. Cetate vreau să fac undeva
cum ar fi în vârful acelui deal sau undeva pe aici sus, o cetate. Trebuie să ajung pe acolo. Acum. Uite, morcovi. Eu n-am morcovi. Dar ce pot face cu morcovii? Pot să mănânc morcovi eu? Dacă nu pot să mănânc morcovi, eu nu mă interesează. Terasă. Da, se poate. Și o terasă. Aici, în zona asta, nu? În fața casei mele sau aici? Ia să dau jos pomul ăsta. Pomăriile astea. Avem nevoie de asta, avem nevoie de asta, cu asta lasă-l aici, că e bun pentru fier, pentru fier, pentru... Salut, Doc! Alexandru! Asta știu că pot să plantez, dar e eficient să plantez chestia asta. Asta-s. Ia să vedem. Și o să merg așa cu terasa. Bună, Elena! Iar pătrățele, da, păi îți dai seama, Elena, iar. Iar dai cu ochii de pătrățele. Soartă grea, ce se face.
Cred că vine noaptea și trebuie să mă pun la somnic. Ce hai atâta? Terasa ta va fi. Mi s-a părut că văd pe cineva pe acolo la lor. Așa, ia să vedem. O facem mai mare? Până pe aici? Și aici o să trebuiască să fac eu ceva. Îmi vine mie o idee. Salut, ursii! Da, am setări care le-am. Ce s-aude așa? E... nu sunt curcanii. Sunt sătenii din sat. Ei nu știu să vorbească. Ei doar... cam așa ceva. Ca niște curcani. Uite la acolo pe sătanu. Uite acu' amețeală. Trebuie să fac și niște balustrade aici ca să nu... să nu cădem. Salut, Wasted! Un turn de veghe. Cam așa și... o să vedem. O să vedem ce fac eu acolo. Am niște gărduleți aici. Niște lemnișor avem. Foarte bun lemnișorul. Nu mai știu cum se facea gardul. Ia să vedem așa. Da. Hai să vedem dacă am prins bine așa. Da, mai ce domn? Ha, la capul meu. Nu doar pietruiale. Acum o să văd eu ce o să folosesc în timp. Momentan folosesc ce am. Cealaltă piatră frumoasă e pe drum, se face. Dar se face pentru picioarele podului și pentru monumentul pe care vreau să-l fac, Pimunti.
Punem aici o luminiță. Punem în capăt o luminiță. Mai ce te tot îmi deschizi ușa, mi-o închis. Punem o luminiță și pe aici. 1, 2, 3, 4. Pac. 4. Pac. 1, 2, 3, 4. E acolo. Lasă așa. Lasă așa. Ajunge. Și avem o terasă de la care admirăm linia de cale ferată, peisajul. Iar aici voi valorifica eu cândva, cumva, ce idei îmi vor mai veni, nu știu, nu? Așa, 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 așa. Pomii acum nu pun, n-am nevoie. Cetean, salut! Uite, facem. Facem pietruială. Piatră. Și facem de asta frumoasă, așa, vezi? Asta fac. Unde e trenul? Ți-l arăt îndată. Asta este. Și acum să se facă piatra și toate cele bune, nu? Trenul meu. Asta e gara. Și trenul meu e aici. Un vagonet. Trenul meu e aici. Până se face, avem timp să mai dăm o tură pentru cei care au venit târziu. Priviți cum se merge cu trenul. Pac, pac. Și am plecat. Uite casa mea de sus. Prima mea căsuță aici, ar trebui să aduc o asta, monument istoric. Asta-i trenul. Și aici am ajuns acasă, la 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 la, nu mai cobor din tren, că luăm bilet de dus întors, ne întoarcem înapoi. Ah, deși era bine să fi luat ceva de pe aici. Deci... This is my train. Uhu. Uite, pe munții așa se poate. Ua! Face m-am speriat, am crezut că am sărit cu trenul. Pe munții așa se pot face câte ceva. Uite aici, mă gândesc să fac ceva. Și o să fac ceva. Am ajuns acasă. Am ajuns în partea asta la sat. Asta e trenul. Până aici e linia. Ah, nu mai am lemn. Stai să punem lemn aici. Aici cărbunii duc bine. Și eu vreau să inspectez. Să ajung acolo sus. La pomii aia. Dar cred că pot să ajung eu, uite. Am cale ușoară. Am topor. Am tulit-o. Mă duc să-i tai.
Aoleu, să nu cad în... Se pare că aici nu prea e ok. Și trebuie să sap eu o țâră. Aici o să construiesc eu ceva. Dar acum ne întoarcem repede acasă. Că vine noaptea și vin prietenii. Ok, Vasil, mersi pentru cerere. O să-ți o accept după terminarea live-ului. Bineînțeles. Uite ce peisaj frumos. E greu să ajungi acolo sus. Așa, și am revenit aici. Unde vom defrișa pădurea. Frumos. Sătucu. Dar în casa aia de sus chiar trebuie să ajung acolo. Da, nu știu ce e acolo. De acolo am furat cărțile. Așa. Și tu jos.
am dat capul de asta. Hei, bun Andrei! Spate, Creeper! Ah, unde-i, unde-i? Stai că mă arunc acum. Nu mă arunc. Așa, am golit pe aici. Și dacă aș face și o cale de acces până sus, ar fi bestial. Am ajuns la zăpadă. Cam îngust, dar priveliștea e faină. Aici trebuie să fie ceva. În valea asta. Sătucul meu. Vedem lumea de sus. Nu mai știu de unde am început. Povestea asta. Undeva de pe aici, de pe sus am început. Ce frunze! Ah, frunze înghețate, da. Bună, Denisa! Da, o priveliște frumoasă pentru a construi. Aici vreau să fac un castel. Sus aici. Rat toată asta. Umplu și pe aici. Vacă de la o parte că te vânez. Rămân fără topor. Și cam așa. Și să fac urcuș. Și jos. Aha. Da, pe unde am venit? A, pe aici am venit. Sta să pun un... O făclie în noapte să... Știu pe unde am venit. Acolo sus. Oh, bravo, Denisa, felicitări.
Foarte bine, ia uite, ești elevă silitoare, numai note bune ai. Da. Ia uite ce stânci. Uite alea prin aer, pe acolo. Ah, uite lemne, de lua lemne. Așa mai repat. Hai că se întunecă să mergem noi acasă. Asta mai punem niște piatră. Dăm asta. Mai punem niște piatră. A scos cam ce-mi trebuie. Dar nu mai de aici. Lemne. Că e nevoie. Și somn de voie. Știu ce te-am. Te plimbi atâta prin casa mea. Sper că nu avem niciun prieten pe aici, nu avem. Așa. Să mă uit, deocamdată nu prea avem nicio inspirație pentru... Oh! Ce stați mai aici așa? Fii atent. În casa aia n-ai cum să uși decât pe la... Te acoperi și o selat. Faci mai așa izolat acolo. N-ai lumină, n-ai. Hai, decapută.
Na, să-ți arde și ți-o lumină noaptea aici. Aici nimic. Aici nimic, cam șcarlit de pe aici tot. Aici trebuie să... Lălălău! Prăpastea adâncă. Aici nimic, casă părăsită. Haide, capul meu. Știu ce te-am, dar n-am nevoie să merg mai rapid. Trebuie să merg cu precauție, nu vezi ce... Ce hăuri pe aici? Da. Bun ăsta. Bun și ăsta. Trebuie să mă duc să mai mi-aduc material. Nu mai am ce prăji pe aici. Ah, da, trebuie să ardă ăsta întâi. Da. Cam ok. De aici am plecat. Momentan nu știu ce să mai fac, cum să fac. Trebuie să-mi găsesc o idee pentru chestia asta. O idee pentru chestia aia de sus. Așa că vă mai plimb o tură cu trenulețul, să văd în partea cealaltă dacă s-a făcut mâncarea. Uite și pe aici are niște peisaje faine. Ah, încă mai are și asta de făcut. Mâncărica mea. Așa, pe aici nu am ce să iau. De aici ce să iau, n-am.
N-am folosit și la nimic de acolo. Cam atâta. Atâta pentru astăzi ajunge. E de ajuns. Momentan nu trebuie să-mi caut ideile. Nu am nicio idee pentru viitoarele construcții, așa că trebuie să mai inspir și eu un pic. Ok, băieți. Ne oprim aici. Până la cămioara. Ai venit la final. Mulțumesc pentru vizionare și ne vedem data viitoare cu un nou live. Probabil mâine. Până atunci vă doresc o seară cât mai frumoasă și toate cele bune. Pe curând! Bye bye!